Liga a patra de fotbal Hunedoara este extrem de interesantă, odată cu desfășurarea meciurilor etapei a opta, penultima a turului din sezonul regular, schimbându-se din nou liderul. În urma egalului 1-1 de la CSM Vulcan, Inter Petrila a trecut pe primul loc, iar gazdele acestui joc rămân pe poziția a treia. Fostul lider, retezatul Hațeg, a coborât o poziție după înfrângerea cu 3-0 la Gloria Giurgiu, care a urcat pe 4. Primele trei clasate au câte 17 puncte, departajarea fiind făcută la golaveraj. Tot golaverajul desparte și echipele de pe locurile 4-6, care au câte 15 puncte, după Giurgiu urmând în clasament Șoimul Băița, care a câștigat acasă cu 3-2 în fața Dacei Orăștie, și Victoria Călan, care a pierdut surprinzător cu 3-0 la CS2 Hunedoara. Orăștia și Hunedoara sunt pe locurile 7 și 8, cu câte 7 puncte, iar cu unul mai puțin are CSM2 Deva, care a învins acasă cu 3-0 ultima clasată, Minerul Hurican, singura echipă cu 0 în dreptul punctelor. O să avem ultima etapă a turului, unde spre bucuria noastră sunt 6 echipe care sunt la 2 puncte distanță, oricare dintre ele pot prinde primele 4 locuri. Este o luptă foarte, foarte strânsă și ne bucur acest lucru, deoarece în trecut se spunea că campionatul Ligii a 4 este un campionat mai slab decât în alte județe, dar se pare că și la noi au revenit lucrurile puțin la normal, chiar dacă este o perioadă mai dificilă, să spunem așa în ghilimele. Sperăm ca să fie tot ok, să meargă bine, să nu avem alte interdicții. Etapa viitoare, ultima a turului, se va juca duminică 31 octombrie, uvertura rundei dintre Petrila și Băița, urmând a începe la ora 12. Celelalte meciuri, respectiv Călan Vulcan, Hurican Hunedoara, Hațeg Deva și Orăștie Giurgiu, vor începe la ora 13. Continuă de asemenea și Liga 5-a, unde, din păcate, retezatul Montana Țara Hațegului a anunțat că se retrage. Așa că meciul acestei formații, programat în deplasare la Norul Vața în etapa a 6-a, nu s-a mai disputat. Astfel, Vața, care are un meci mai puțin disputat, a pierdut fotoliul de lider pentru un punct în fața celor de la Zarandul Crișcior, care s-au impus cu 5-3 în deplasarea de la ultima clasată, Real Sant Andrei. Pe locul 3, la 2 puncte de prima poziție, rămâne Măgura Pui, care a învins acasă cu 4-0 pe Unirea General Bertlo. Cei de la retezatul Țara Hațegului ne-au înaintat o hârtie prin care spun că se retrag datorită lipsei banilor și suntem nevoiți să continuăm în 5 echipe. Asta este. Ce să facem? Mergem mai departe. Sperăm să nu avem și alte neplăceri să retragă și alte echipe, cu toate că nu avem informații de acest gen. În rest, e campionatul și la Liga 5 e destul de strâns, chiar dacă avem acum numai 5 echipe. E luptă între Măgura Pui, Zarandul Crișor, Ponorul Vața. Vedem acum care o să fie câștigătoarea. Mai sunt și aici încă, dacă rețin eu bine, 3-4 etape până să termină turul. Pentru că la Liga 5 avem un sistem format din două faze. Faza 1, tur-retur, și faza 2, tur-retur, care se va desfășura în primăvară. Etapa viitoare, sâmbătă, 30 octombrie, începând cu ora 15:30, se vor juca meciurile Crișcior Pui și General Bertlo Vața, în vreme ce Sant Andreiul va sta. Din păcate, din cauza noilor măsuri restrictive intrate în vigoare din această săptămână, aceste meciuri, ca și cele programate în Liga a 4-a, se vor disputa fără spectatori în tribune.